în trup, ba chiar dacă ne uităm mai bine, chiar în perspectiva acestei învățături, exaltă acest raport, scoțându-i în evidență un caracter special al său. Dacă se vrea, se poate percepe printre rânduri că mama lui Iisus și în situația aceea face voința lui Dumnezeu. Adică, acceptând să fie printre cei care momentan sunt afară pentru a fi admiși înăuntru ca toți ceilalți discipoli, adică prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu care se manifestă în Iisus. Tematicamente in sintonia con quello precedente è tratto da Luca 11:27 beato il grembo che ti ha portato un alt text Luca 11:27 fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai sub. Din nou, iese în evidență proeminența acestei atitudini de a face voința lui Dumnezeu. Răspunsul lui Iisus este, răspunsul lui Iisus la exclamația femeii anonime este mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrează. Și aici, o primă lectură ar putea face să se concludă în mod eronat că e vorba de o redimensionare a figurii mamei lui Iisus, dar nu e așa. Fericirea care are ca obiect mama naturală a atâtor copii are precedente biblice și iudaice. Până la urmă este o expresie a unui sentiment obișnuit de entuziasm uimit, provocat de succesul unui copil. Sentiment care se reverberează asupra celui, asupra celei care i-a dat naștere. Ei bine, Iisus nu contrazice afirmația femeii, adică nu refuză felicitările care îl onorează pe el și pe mamă pentru că i-a dat naștere, dar imediat rectifică indicând motivația mai profundă care dă naștere la fericire și care în felul acesta se poate extinde imediat la femeia anonimă și chiar la toți, dincolo de legătura de sânge sau de contactul fizic. Toți cei care ascultă și păstrează cuvântul lui Dumnezeu, adică cei care trăiesc atitudinea de credință, sunt fericiți, având acces la o viață care trece dincolo de viața naturală și familială în sens strict. Îndeosebi, referitor la includerea sau neincluderea Mariei în destinatarii fericirii rostite de Iisus, trebuie amintit că, în special în primele două capitole din Evanghelia sa, Luca o prezentase deja pe Maria ca prototip al credinciosului, adică aceea care ascultă, primește și păstrează cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în perspectiva evanghelistului, ea nu numai că este inclusă, ci deține fără îndoială proeminența în acest rol de discipol. Această linie de lectură care se poate găsi în special în Luca, aceea care face să consiste cea mai mare măreție a Mariei mai mult în credința sa decât în maternitatea sa fizică, a avut după aceea o largă dezvoltare în tradiția interpretativă patristică și medievală. Augustin dedică un larg comentariu textului despre noua familie a lui Iisus pentru a-i aplica după aceea deducțiile la fericirea din Luca 11:27-28. Citez. Tocmai ca Maria, care, dacă a fost fericită pentru că a zămislit trupul lui Hristos, a fost fericită mai mult pentru că a acceptat credința în Hristos. Apoi face referință la acele rude ale lui Iisus care nu au crezut în El. Acesta, l'ultimo aspetto che voglio sottolineare è Maria come donna dell'ascolto. La grandezza di Maria, così anche la sua maternità divina, si fonda. Tot așa pentru Maria. De nicio valoare n-ar fi fost pentru ea însă maternitatea divină dacă ea nu l-ar fi purtat în inimă pe Hristos cu un destin mai norocos decât atunci când l-a zămislit în trup. Un ultim aspect, Maria, femeia ascultării.
Măreția Mariei, tot așa și maternitatea ei divină, se întemeiază pe credința ei, îndeosebi în acel aspect al credinței constituit de capacitatea și disponibilitatea la ascultare. În acest sens, ea este cu adevărat femeia ascultării, profundă înrădăcinată în teologia și în spiritualitatea biblico-iudaică. De fapt, vocația poporului lui Israel este aceea de a fi poporul ascultării. Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi partea mea din toate popoarele. Exod 19:5. În centrul spiritualității credinciosului israelit este acel Shema Israel. Și Iisus în predica sa va sublinea acest lucru. Nu numai în citatul explicit al poruncii, ci în avertizarea cu privire la o ascultare numai superficială și după care nu urmează punerea în practică. Și în Sfântul Paul este tematizată tema ascultării, îndeosebe în Romani 10, 14 la 17. El exprimă gândirea sa cu privire la rolul central al cuvântului vestit și primit, care întemeiază credința. Acest proces se bazează pe ascultare, fides ex auditu. Acoe, prin metonimie, poate să indice și ceea ce este ascultat, adică vestirea. Ebbene, questo processo della fede basata sull'ascolto è pienamente riscontrabile. Acest proces al credinței bazate pe ascultare se poate găsi pe deplin în ceea ce Evangheliile, în special Luca și în anumite privințe și Ioan, ne transmit despre atitudinea mamei lui Iisus în fața evenimentelor care o atingeau și care erau strâns împletite cu viața și destinul fiului. Maria ascultă, intră în dialog și primește cuvintele vestirii vocației. Luca, capitolul 1, versetele 26 la 38. Despre Fecioara din Nazaret știm că este o fiică a poporului său cu care împărtășește viața de credință și de rugăciune și care, ca și ceilalți evrei, cunoaște speranța mesianică ce este conținută în Scripturi. Salutul inițial cu care mesagerul din partea lui Dumnezeu îi se adresează, bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine, face să răsune din nou vestirile de mântuire și invitații la tresăltare de bucurie adresate de Dumnezeu prin profeți, fiicei Sionului, Ierusalimului. Bucură-te, fiica Sionului, strigă de veselie Israel, veselește-te și jubilează din toată inima, fiica Ierusalimului. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care salvează. Cartea profetului Sofonia, capitolul 3. Al doilea cuvânt al salutului este apelativul personal, haritomene, un nume nou din semantica bogată în implicații teologice, în parte explicate de următorul verset 30. Ai aflat har la Dumnezeu. Aceeași rădăcină, haris, era de fapt în participiul perfect pasiv al apelativului precedent. E vorba despre har, adică despre bunăvoința, despre iubirea prevăzătoare și liberă a lui Dumnezeu care o transformă pe Maria făcând-o favorită, iubită în vederea misiunii pe care trebuie să o împlinească, să o îndeplinească în favoarea întregului popor, ca mama a lui Mesia Davidic și fiu al lui Dumnezeu. Lo spirito che discende sulla madre vergine indica che il bambino che nascerà sarà senza intervento di un uomo, cioè per opera esclusiva di Dio, come una nuova creazione. A treia parte a salutului Domnului este cu tine este asigurarea prezenței ocrotitoare și providențiale a Dumnezeului Alianței. Segno costituito da un'altra maternità straordinaria che sta per realizzarsi. În strategia narrativă a lui Luca, întrebarea Mariei folosește pentru a introduce culmea revelației referitoare la Iisus, originea sa divină specială. Duhul care coboară asupra mamei Fecioare arată că pruncul se va naște fără intervenția unui bărbat, prin lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, ca o nouă creație.
De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Versetul 35. După ce a analizat cuvintele ascultate, Maria se întreabă și îl întreabă pe mesagerul divin, intrând în dialog cu el, pentru a încerca să înțeleagă și cu rațiunea ce se întâmplă. Apoi, în sfârșit, răspunde cu deplină disponibilitate și generozitate, declarându-se pregătită să asume în mod responsabil, în atitudine de credință și ascultare, slujirea la care Dumnezeu a chemat-o ca slujitoarea lui Iahve. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Optativul genoito nu exprimă o acceptare pasivă, ci dorință, aproape rugăciune, ca asta să se împlinească. Fie, să fie mie după cuvântul tău. Cu răspunsul de credință al unui om, fără descendență și însemnat de ani, începuse istoria binecuvântării și a mântuirii Abraham, cu actul de credință al Mariei, această istorie ajunge la plinătatea sa. Ea este fiica lui Abraham nu numai ca descendenta sa în trup, ci mai ales pentru că a crezut. Ca patriarhul și într-un anumit sens mai mult decât el, a crezut că Dumnezeu este capabil să realizeze ceea ce a promis și a rămas tare în credință, chiar și în toate încercările pe care va fi chemată să le înfrunte. Ultim aspect. Fericită aceea care a crezut. In cui si dice che dai testi neotestamentari, in queste brevi note, emerge chiaramente che la Chiesa nascente aveva già individuato nella fede. Mă îndrept spre concluzie. Din textele neotestamentare trecute în revistă în aceste scurte note, reiese clar că Biserica de la începuturi găsise deja în credința Mariei semnul distinctiv al persoanei sale și al rolului său în privința întrupării și a vieții ecleziale. Atitudinea de credință a Mariei, femeia ascultării, devine paradigmă a oricărui discipol al lui Isus. Însușindu-și această atitudine fundamentală, prin răspunsul pozitiv la planul lui Dumnezeu, discipolul se inserează într-un fel în acel fiat inițial și așa de determinant pentru istoria mântuirii, constituit de adeziunea de credință a Fecioarei Mariei, Maria și astfel îi permite cuvântului să fie mereu din nou zămislit, să ia trup și să vadă lumina în propria existență, atât în dimensiunea personală cât și în cea comunitară. De asemenea, discipolul înaintează în peregrinarea credinței, rămânând asemenea ei păstrătoare a cuvântului lui Dumnezeu, meditându-l în propria inimă, și devenind interpret al său prin evenimente care marchează viața sa. Mulțumesc pentru răbdare! Întreagă-te fie spus, Părintele Pino, domn Pino are și atestatul de pilot. E prima lui, să spunem așa, iubire. Mulțumim frumos pentru că ne-a dus spre înălțimi cu această, prin exemplul Mariei. Grazie per averci portato in alto, già che brevetto di pilota mi pare sia ancora attivo. Îl invit acum pe Marco Settembrini, un profesor tânăr, adică are câțiva mai mulți decât mine, dar nu cu mulți, pe care l-am cunoscut la Colegiul Lombard. Este profesor la Facultatea Teologică Emilia Romagna din Bologna, specialist în literatura profetică și în tradițiile istorice ale Vechiului Testament. Colaborează și scrie de mult timp pentru Asociația Biblică Italiană. Pe lângă multele articole publicate în revistele de specialitate, la sfârșitul anului trecut a publicat la editura San Paolo o introducere la Pentateuch, iar acum este la tipografie deja o introducere la cărțile istorice. Biblist al școlii italiene de mare perspectivă,
deja cunoscut în cercurile de specialitate din lumea întreagă. Ne va vorbi astăzi despre rolul pedagogic formativ al Bibliei în viața tinerilor. Ti chiedo cortesemente se riesci a venire su e presentarci la tua relazione. Ringrazio anzitutto Sua Eccellenza Monsignor Petru Gergel dell'invito che ho ricevuto, che ho trasmesso al Cardinale Arcivescovo Carlo Caffarra, che mi ha pregato di esprimerle i suoi sentimenti di vicinanza e di congratulazioni per am transmis invitația și Cardinalului Caffarra, care la rândul său transmite salutările sale pentru această întâlnire și pentru acest moment de prezentare a Bibliei. Che mentre pongono mano alla definizione delle tradizioni di Israele hanno all'orizzonte la formazione dei ragazzi che ricevono educazione nelle medesime scuole, nei medesimi luoghi in cui questi scribi lavorano. Richiamo dunque l'appendice della relazione che mi ha preceduto del professor Pulcinelli che citava l'importanza dello Shema Ma leg de concluzia, conferinței anterioare a professorului Pulcinelli referitoare la importanța acelui Shema Israel. În rugăciunea zilnică a evreilor din perioada celui de-al doilea templu, recitarea celor 10 porunci se leagă cu aceea a lui Shema, text conținut în Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 la 9 și cunoscut cu cuvântul cu care începe în ebraică. Ascultă, Shema, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Să fie aceste cuvinte pe care ți le poruncesc astăzi în inima ta. Să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când stai în casa ta, când mergi pe drum, când te culci și când te scoli. Să le legi ca un semn la mâini și să-ți fie ca un pandantiv între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Este un text pe care îl cunoaștem cu toți. Îl avem în completoriul din ziua de sâmbătă. Textul este ca o esență a decretelor divine. Așa cum se scoate în evidență în edițiile tradiționale ale textului ebraic, care prezintă cu caractere excepțional de mari litera finală a primului și a ultimului cuvânt, Ain de la Shema și Dalet de la Ehad. El oferă sinteza mărturiei a pactului alianței. În raportul cu Dumnezeu, așa se învață, este necesar înainte de toate a asculta. De fapt, atunci când El vorbește, creează lucruri noi, formează cerul, pământul, face să vină la existență plante, animale, îl plăsmuiește pe om după chipul și asemănarea sa. Domnul a vorbit și Abraham, un om bătrân, fără copii, a devenit patriarh al unei descendențe binecuvântate. Însuși Moise, după ce a urcat pe Sinai pentru a încheia alianța, a cerut poporului să fie dispus înainte de toate să asculte. De fapt, Domnul i-a spus, voi ați văzut ce am făcut Egiptului, iar pe voi v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi partea mea dintre toate popoarele, căci al meu este tot pământul. Ascultare significa tenersi aperti al dialogo. A asculta înseamnă a fi deschiși la dialog, a voi să învețe, să cunoască, să crească. Mosè ricorda poi immediatamente. După aceea,
Moise amintește imediat că Iahve este Dumnezeu unic, nefiind venerat în sanctuare multiple, ci conform lui Ozea, numai la Ierusalim, nu cunoaște culte care, dezvoltate în zone distincte, să genereze teologii, deci ipostaze diferite. El nu este în fruntea niciunui panteon și nici nu stă alături de vreo zeiță consoartă. Unicitatea sa este sugerată de însăși imposibilitatea de a fi reprezentat, spre deosebire de toate celelalte divinități. În timp ce națiunile străine venerează zei care pot să fie invocați în fața efigiilor de animale sau în fața astrelor, Israel, în mod diferit, trebuie să se raporteze la un Dumnezeu care nu are astfel de reprezentări. Pentru el, a face un simulacru ar echivala cu realizarea unui obiect legat de cultul unui alt Dumnezeu. Apoi, faptul că Domnul este prin natura sa invizibil prezintă consecințe însemnate. Pe de o parte, atestă că el alege să se reveleze în manieră discretă, fără a se impune, îndrăgind mijlocul cuvântului, care presupune deschidere, libertate, dorință de relație. Pe de altă parte, arată că el nu se lasă prins în asemănări care ar părea ușor de cuprins și de circumscris. Imposibilitatea de a-l reprezenta pe Iahve exprimă în această manieră, în profunzime, însăși esența lui Dumnezeu, care depășește orice dimensiune a creației, trece peste orice spațiu și nu se consumă în timp. El, se spune în diferite texte din Vechiul Testament, stă în arcă, în tabernacol, în templu, în locuri precise și totuși, în decursul istoriei, părăsește arca, cortul și sanctuarul pentru a locui cu deportații, cu cei suferinți și în același timp în ceruri. Gloria sa de necuprins, așa cum mărturisește Ezechiel în viziunea sa, în care observă un leu, un vultur, un taur și un om, se îndreaptă în orice direcție, scrutează peste tot, abate ca o fiară, surprinde cu rapiditate, fecundează totul și cu toate acestea se comunică în maniera în care o persoană vorbește altei persoane. Totul poate să aibă urmele trecerii sale, atestând totuși în același timp că, ca numele noului Ierusalim, că el este acolo, dincolo de propriile granițe. Așadar, nu există nimic care, imitat, să sugereze natura lui Dumnezeu. Nimic nu poate să îi se alăture, nici în ordinea lucrurilor, nici în ordinea afectelor, depășind prin definiție orice echivalare. Iahve este unicul și, ca atare, nu poate să fie pus în alternativă cu lucrul, cu soția, cu copiii, de asemenea nici cu soarele sau cu aerul, el fiind unic și suprem. Deși el este invocat în templu, el locuiește în ceruri. De aceea, relația cea mai autentică ce se poate instaura cu el se desfășoară în conștiința persoanei, în intimitatea spiritului, în dinamicile vieții. Versetul 5, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Așa cum învață Moise, trebuie să fie iubit cu fidelitatea pe care un vasal o garantează propriului rege, cu promptitudinea prietenului care împarte pâinea cu colegul său și este la dispoziția sa pentru a-l apăra, a-l susține, determinat să-l respecte. A iubi, înainte de a fi un sentiment, este o dispoziție de a trăi pentru altul și a-l sluji. Credinciosul este invitat să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, adică cu tot ceea ce se impune în raționamentele sale și în voința sa. În învățătura rabinică, inima omului este locuită de o înclinație bună, altruistă și generoasă, și de o înclinație pasională, instinctivă, chiar rea. Ei bine, omul trebuie să fie conștient de tot ceea ce îl mișcă și să se pună în întregime înaintea lui Dumnezeu cu idealurile sale și cu ispitele sale.
trebuie să-i prezinte lui Dumnezeu ceea ce poartă în inimă și să trăiască cu Dumnezeu orice impuls spre bine, precum și orice dorință de a fi important, autonom, iubit, puternic, mare. Shema cere apoi să-L iubească pe Dumnezeu cu tot sufletul. Asta înseamnă a iubi cu sinceritate, fără scopuri duble, chiar dacă ar fi necesar să moară pentru numele Domnului. Chiar dacă ți ia viața, până când ultima picătură de viață nu ți este scoasă afară, așa cum spun învățătorii evrei. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea înseamnă, în mod verosimil, cu toate resursele tale, morale și economice, pentru că, așa cum se citește într-un vechi comentariu, există oameni pentru care trupurile lor sunt mai prețioase decât bunurile lor. Deci, cu tot sufletul tău este adresat lor. În timp ce există alți oameni pentru care bunurile sunt mai prețioase decât trupurile lor și cu toată puterea ta este adresat lor. Versetele 6 la 9 din Shema ritmează apoi modul în care primirea deplină a preceptelor cuprinde însuși viitorul credinciosului, adică pe copiii săi. Aceștia, împreună cu tatăl lor, vor trebui să le respecte în orice loc, în casă și pe drum, noaptea și ziua, cântecul și cântescol, ținându-le ca punct de referință în discernământ, între ochi și în activitățile de muncă, ca un semn la mâini. Așadar, poruncile Domnului nu pot să rămână izolate în domeniul conștiinței personale. Ele au valoare fie în viața publică, în piețe, la intrarea în cetate, unde se adună lumea pentru comerț, pentru tratative importante și pentru acte judecătorești, fie în viața domestică, amintită de acei ușori ai casei. În sfârșit, cuvintele Domnului trebuie să fie îmbrăcate în mod simbolic ca niște bijuterii prețioase, ca niște amulete puternice, fiind adevărata mândrie și adevărata protecție a credinciosului. Așa cum se citește în literatura sapiențială, ascultă, fiule, disciplina tatălui tău și nu neglija legea mamei tale, căci ele sunt o diademă grațioasă pe capul tău, un colier pentru gâtul tău. Fiule, păzește porunca tatălui tău și nu abandona legea mamei tale. Ține-le strâns la inima ta mereu și leagă-le în jurul gâtului tău. Când vei umbla, ele te vor mângâia. Când te vei culca, ele vor veghea asupra ta. Iar când te vei trezi, ele îți vor vorbi. Cartea Proverbelor, capitolul 1. Așadar, ansamblul Sfintelor Scripturi ne este dat pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a-L iubi și pentru a învăța să trăim. Ne este încredințat nouă și copiilor noștri în conformitate cu activitățile care L-au făcut să crească și să se constituie. Sfintele Scripturi ale vechiului Israel sunt, de fapt, un corpus care s-a constituit printre rândurile cărturarilor, în școlile lor, în bibliotecile lor. Ele au jucat un rol fundamental în cadrul unui sistem de educație, de aculturare și chiar de îndoctrinare. Operele care erau copiate în cadrul cercurilor de cărturari trebuiau să aibă incidență în inima tânărului pentru ca acesta să dobândească valorile propriei culturi, să învețe simțul de lealitate față de rege, să crească în teama de Dumnezeu, să știe să scoată lecții din istoria poporului său, să devină isteț, să învețe să vorbească în mod înțelept. Grație acestor texte, tânărul trebuia să învețe să scrie, să citească, să gândească. Tot în Cartea Proverbelor, capitolul 7, fiule, observă cuvintele mele și păstrează la tine poruncile mele. Observă poruncile mele și vei trăi și legea mea să fie pupila ochilor tăi. Ține-le strâns pe degetele tale, scrie-le pe tablița inimii tale. Așa cum confirmă însuși apostolul Paul, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a convinge, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună. Din scrisoarea a doua,
către Timotei, capitolul 3, versetele 16-17. Mulțumesc Părintelui Marco pentru această insistență, zice, consistentă, jucându-mă cu cuvintele, asupra necesității de a asculta, mai ales cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, orice traducere, dacă nu este citită și ascultată, nu-și găsește rolul, nu-și găsește menirea. Grazie per questa insistenza sull'ascolto, che è importante per ogni traduzione. Înainte de a trece la momentul, să spunem, mai puțin academic, nu neapărat să spunem deloc academic, vă invit la o scurtă pauză. În spate este pregătit un mic break, un mic bufet, unde puteți să luați un pahar de apă. Iar pentru cei care doresc, jos în corpul principal, în sala de consilii, am pregătit o mică mostră sau o mică expoziție biblică unde puteți vedea din ce am lucrat și unde puteți vedea și corecturile pe care le-am făcut. Am păstrat aproape toate, cu mici excepții. Ne vedem peste 10 minute. Dragi ascultători ai postului Radio Maria, suntem în continuare în legătură directă de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, unde are loc lansarea primei traduceri catolice integrale a Bibliei în limba română. I-am putut auzi la începutul acestui program pe preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, inițiatorul acestui proiect al traducerii, pe părintele Dr. Benone Lucaci, rector al Institutului Teologic. I-am auzit pe traducătorii acestei Biblii în limba română, părintele Aloiz Bulai, părintele Eduard Patrașcu. Au fost invitații din Italia, specialiști în studiul Bibliei. A fost Luca Mazzinghi, președintele Asociației Biblice Italiene, profesor la Institutul Biblic Pontifical din Roma, a susținut o conferință cu titlul Dificultăți textuale de, scuzați, conferința Rolul traducerilor Sfintei Scripturi. Apoi a fost Stefan Pisano, a fost rector și actualmente vicerector al Institutului Biblic Pontifical din Roma, cu o conferință Dificultăți textuale de traducere a Noului Testament. Giuseppe Pulcinelli, un alt conferențiar, profesor la Universitatea Pontificală Lateran din Roma, a susținut conferința Credința Mariei conform Scripturii și în cele din urmă, ultimul conferențiar a fost Marco Settembrini, profesor la Facultatea Teologică din Emilia-Romagna, din Bologna, cu conferința Biblia, text pentru formarea tinerilor. După o scurtă pauză, după câteva minute, vom intra iarăși în această dezbatere, în această prezentare a Bibliei, a traducerii Bibliei catolice în limba română, când va fi o intervenție a traducătorilor, a părintelui Aloiz Bulai și a părintelui Eduard Patrașcu. Apoi vor fi alte dezbateri și intervenții. Vreau să vă amintesc această lansare a primei traduceri catolice integrale a Bibliei în limba română este un eveniment editorial de valoare istorică pentru viața comunității catolice din România. Evenimentul are loc în anul credinței, an pe care Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat credincioșii să-l parcurgă în compania trei prieteni: Sfânta Scriptură, documentele Conciliului Vatican II și Catehismul Bisericii Catolice. Această nouă traducere, nevrând să intre, știu, în concurență cu alte traduceri, este o încoronare a muncii de peste 20 de ani
și concretizată în ultimii 5 ani de părintele Alois Bulai și părintele Eduard Patrașcu, profesor la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași. Ei au tradus cele 73 de cărți acceptate în canonul bisericii. Sunt 46 de cărți ale Vechiului Testament și 27 de cărți ale Noului Testament. Astfel, putem să o numim Biblia de la Iași, a văzut lumina tiparului în aceste zile la editura Sapientia, are 3120 de pagini, fiind tipărită pe hârtie specială în două culori, roșu și negru, și este într-un format, este cusută în format deosebit. Având în inimă convingerea Sfântului Ieronim, cel care este traducătorul Bibliei în limba latină, Vulgata, necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Hristos, se speră ca prin această traducere cuvântul lui Dumnezeu să fie tot mai cunoscut, iar cititorul să poată experimenta că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este viu și plin de putere. Așa cum putem citi în scrisoarea către evrei, capitolul 4, versetul 12. Părintele Eduard Patrașcu spunea zilele trecute faptul că această traducere are mai multe calități, iar aceste calități care o recomandă, în primul rând, este claritatea și actualitatea limbajului, precum și faptul că traducerea este făcută după textele originale ale Bibliei, ebraică, aramaică sau greacă. De asemenea, de un real folos pentru înțelegerea textului sacru sunt introducerile generale și particulare la fiecare carte a Bibliei. Sunt notele explicative puse la subsolul paginii, referințele biblice și anexele de la sfârșitul Bibliei, este și un glosar, sunt unități de măsură, calendarul în Vechiul Testament, este cronologia comparată a istoriei civile și biblice, un tabel sinoptic al Evangheliilor, apoi indice liturgic de lecturi, sunt hărți, imagini și, desigur, această traducere face ca să fie mai pe înțelesul nostru, într-un limbaj destul de actual al limbii române. Este un eveniment, iubiți credincioși, interesant, un eveniment istoric, pentru că, iată, în sfârșit este lansată această Biblie în traducere românească, în traducere românească și făcută în mediul catolic. La eveniment sunt prezenți mai mulți episcopi, printre care preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București, preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, și este și arhiepiscopul de Riga, arhiepiscopul și mitropolitul de Riga, cel care a venit pentru a asista și la hirotonirea preoților care va avea loc mâine în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Apoi sunt preoții de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, apoi preoții din Iași și din împrejurim, specialiști în studiul Bibliei, persoane consacrate, sunt studenții de la Seminarul Mare din Iași și
alte persoane care au dorit să fie alături de noi de această lansare a Bibliei în traducere catolică în limba română. Vom reveni, iubiți ascultători ai Radio Maria, peste câteva momente când va avea loc acea intervenție a traducătorilor, despre care vorbeam adineauri, a părintelui Alois Bulai și a părintelui Eduard Patrașcu. Apoi vor fi dezbateri și intervenții. Lăuda să fie Iisus Hristos!
Lăudat să fie Iisus Hristos! Suntem, dragi ascultători ai postului de radio, Radio Maria, din nou în legătură directă cu Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, aici unde are loc lansarea traducerii Sfintei Scripturi, a Bibliei, în limba română, într-o variantă, într-o traducere catolică, iată, traducere făcută în mediul catolic, și e un eveniment important, un eveniment istoric. Sunt prezenți la acest eveniment în Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași mai mulți episcopi, preoți, persoane consacrate, seminariști și mulți laici care asistă la acest moment al primirii, al lansării Bibliei în limba română într-o traducere catolică, într-o traducere adaptată pentru noi și după o limbă română actuală. Mai mult de mulțumiri și dându-vă posibilitatea, dând încă posibilitatea unor intervenții invitațiilor care, pe care avem în sală. Aș dori, acolo pe program este scrisă intervenția traducătorilor, aș dori să intervin cu o mică reflecție pe care am pregătit-o pentru ziua de astăzi. Mi-am pus mereu problema dacă o traducere este și cum este ea utilă și m-am gândit mai mereu cum am putea face noi, traducătorii, noi preoții, în așa fel încât acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă la oameni. Am intitulat discursul de astăzi luând o frază din cartea profetului Amos, o propoziție din cartea profetului Amos, care spune așa: cuvântul Domnului descoperă omului gândul său. Una dintre întrebările aproape banale și evidente care mi-au fost puse în ultima perioadă este aceasta: de ce o nouă traducere? E o întrebare, după părerea mea, un pic ambiguă. Traducerea de față nu este o nouă traducere, în sensul de o traducere făcută după o alta, întrucât este prima traducere făcută în cadrul Bisericii Catolice, traducere făcută după criteriile moderne științifico-teologice. Totuși, ea este nouă datorită multor lucruri. Face referință la textele originale, este nouă pentru metoda de lucru, este nouă pentru limbaj, pentru aparatul critic, pentru introduceri, pentru anexe și așa mai departe. Deci, de ce această traducere a Bibliei? Și răspund tot cu un text din Amos, din capitolul 3. Oare pot merge doi împreună fără ca să se cunoască? Rage oare leul dacă nu are pradă? Își înalță puiul de leu glasul din vizuina lui dacă nu a capturat ceva? Cade oare pasărea în laț dacă nu există în capcană ceva pentru ea? Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să le reveleze planul său, slujitorilor săi, profeților. Leul rage, cine nu se va teme? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va profeți? Deci răspunsul la întrebarea puțin mai înainte menționată este: această nouă traducere există din convingerea că Dumnezeu vorbește și astăzi. A făcut acest lucru, o face și o va face mereu, în așa fel încât al său cuvânt să ajungă la oameni. Și Dumnezeu a vorbit mereu oamenilor în funcție de modurile de a pricepe și de a percepe tipice oamenilor.
Iar limba și limbajul sunt fundamentale în această capacitate a omului de a accepta, de a înțelege și de a trăi cuvântul lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citat din Amos evidențiază caracterul irezistibil al acestui cuvânt. Toate comparațiile din versetele pe care le-am citat au menirea să expliciteze ultima exprimare din versetul 8, și anume, Dumnezeu vorbește, afirmație fundamentală a Scripturii. Deci dacă Dumnezeu vorbește, cine nu va profeți? Cuvântul lui Dumnezeu este acel foc vital despre care profetul Ieremia spune că nu putea să-l țină în piept. Dar acest cuvânt îl ține purtător de viață și menționez Geneză 1, unde se spune Dumnezeu a zis și s-a făcut, iar apoi Noul Testament în Evanghelia după Sfântul Ioan, Iisus spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci acest cuvânt în sine purtător de viață este îndreptat spre lumea oamenilor. Cetatea oamenilor poate deveni prin cuvântul lui Dumnezeu cetatea lui Dumnezeu, parafrazându-l pe Sfântul Augustin. Iar acest itinerariu de transformare a cetății oamenilor în cetatea lui Dumnezeu se parcurge având ca făclie cuvântul lui Dumnezeu, citând Psalmul 119. Rămânând în cartea profetului Amos, pe lângă problematica clasică pe care ea o transmite această carte, și anume aceea a dreptății sociale, există alte două tematici în această scurtă, totuși, carte, care, în egală măsură de importante, ba chiar aș zice interdependente. Una ar fi cea legată de relația dintre cuvântul lui Dumnezeu și refuzul oamenilor cât privește acest cuvânt. Am vorbit despre acest lucru într-o altă intervenție. O a treia tematică ar fi aceea pe care aș pomeni-o doar astăzi, urmând să o dezvolt într-un articol, este cea legată de relația dintre casa lui Dumnezeu, Bet-El, și sanctuarul regelui sau casa regatului, cum vorbește profetul în capitolul 7. Este o relație nu tocmai în armonie, este o relație de contrast pe alocuri, chiar de concurență între aceste două realități. Textul clasic în acest sens este Amos 7, versetele 10 până la 13, pe care îl citez întrucât este relativ scurt. Amazia, preotul din Betel, a trimis la Ieroboam, regele lui Israel, zicând: Amos conspiră împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu mai poate suporta toate cuvintele lui. Amazia i-a zis lui Amos: Vizionarule, pleacă, fugi în țara lui Iuda, mănâncă acolo pâine și profețește acolo, dar la Betel nu mai profeți, căci este sanctuarul regelui și casa regatului. De remarcat faptul că Amos este trimis de Domnul din regatul de sud în cel din nord, tocmai la Betel și tocmai ca să anunțe cuvântul lui Dumnezeu. Despre Betel, în textul profetului Amos, în acest capitol 7, nu este prima dată când se pomenește. Cartea profetului Amos are 9 capitole, în 6 dintre ele se vorbește despre Betel în mod direct sau în mod aluziv. Ce vreau să spun cu aceasta? Amos este trimis la Betel, un vechi sanctuar în Canaan, deci la casa lui Dumnezeu, ca să vestească acolo cuvântul pe care i l-a poruncit Domnul. În mod normal, casa lui Dumnezeu, Betel, în această casă nu ar fi trebuit să existe nicio problemă. Este casa lui Dumnezeu, este normal ca acolo să se audă cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă nu se aude acolo, atunci unde? Dar citind cu atenție cartea lui Amos, putem să ne dăm seama de faptul că ceea ce ar fi trebuit să fie locul privilegiat unde să fie întâlnit Dumnezeu, conform principiului din capitolul 5, căutați-L pe Dumnezeu și veți trăi, e bine, prin grija, între ghilimele, a oamenilor de la Betel, acest loc a fost transformat din casa lui Dumnezeu în sanctuarul regelui și casa regatului. Cum? Simplu. Metoda folosită nu este aceea a schimbării identității profunde a sanctuarului, nici a religiei practicate sau predicate acolo. Betel rămâne casa lui Dumnezeu, rămâne sanctuar, deci locul unde omul merge cu încredere ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Însă cei puternici
Așadar, nu schimbă nimic din esența identității casei lui Dumnezeu, însă umblă, între ghilimele, la finalitate. Rămâne aceeași casă, rămân aceleași rituri, se folosesc aceleași legi religioase, însă, din păcate, nu pentru a-i da Domnului cinstirea cuvenită, ci pentru a-și concretiza pe seama lui Dumnezeu propriile interese de câștig. Deci se folosește un registru de comunicare pe care oamenii nu-l vor ataca niciodată, pentru că în credința lor simplă ar crede că ar ataca însăși identitatea lui Dumnezeu. În capitolul 2, versetul 8, Amos explicitează această transformare a identității sanctuarului când spune: pe haine luate ca garanție se întind aceștia mai mari poporului, se întind lângă toate altarele și beau vinul celor condamnați în casa Dumnezeului lor. Iar în capitolul 8, autorul spune: când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe cel nevoiaș cu o pereche de sandale și să vindem și pleava grâului. Spuneam așadar că se schimbă finalitatea. Iată ce așteaptă mai marii poporului de la sanctuar, sau mai bine zis, de la cei care vin la sanctuar. O finalitate proprie, individuală. Este o pervertire a finalității des întâlnită în religie, iar profeții vor reacționa des față de această atitudine. Și știm că și Iisus face același lucru într-o manieră destul de dură, citând Ieremia 7. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune, dar voi ați transformat-o într-o peșteră de tâlhar. Făcând acest lucru, cei mari au pus reguli noi, chiar dacă vechi, în ceea ce privește identitatea profundă a sanctuarului. De fapt, au relativizat, adică au făcut referințe la altceva, au potrivit legea lui Dumnezeu în funcție de propriile interese. Este evident în acest sens de ce Amazia, preotul, un reprezentant al celor care păzesc ceea ce este depozit la sanctuar, zic, este evident de ce preotul Amazia îi spune profetului Amos în capitolul 7: la Betel nu mai profeții, căci este sanctuarul regelui și casa regatului. Preotul, care ar fi trebuit să fie slujitorul casei Domnului, devine de fapt slujitorul casei regelui. Conform noilor reguli și de interes personal, în sanctuarul regelui, profetul autentic al lui Dumnezeu, cel pe care capii îl disprețuiesc, pentru că spune profetul Amos în capitolul 5, pentru că vorbește sincer, e bine, profetul autentic nu mai are loc în casa lui Dumnezeu, deci nu mai trebuie să stea acolo. Este acuzat imediat că profețește în casa lui Dumnezeu din interes personal. La versetul 12 se spune, în mod indirect, merg și mănâncă pâinea acasă la tine. Cea mai bună apărare așadar este atacul. Dar Amos, profetul autentic, reacționează și precizează: eu nu sunt profet și nici fiu de profet. Eu sunt crescător de animale și culegător de sicomori. Dar Domnul m-a luat din urma turmei și mi-a zis: mergi și profețește poporului meu Israel. Poate mira faptul că după această reacție a lui Amazia, decisă și hotărâtă, Amos, după ce își termină misiunea, chiar pleacă de la Betel. Dispare. Cel puțin așa afirmă unii cercetători. Se întoarce, am zice, la prima sa vocație. Dar se întoarce cu o experiență nouă, aceea conștiinței unui contact viu cu Cuvântul lui Dumnezeu pe de-o parte și pe de-altă parte se întoarce conștient de dificultățile, piedicile sau de tot felul de alte lucruri pe care acest Cuvânt al lui Dumnezeu le întâlnește din partea oamenilor. Amos se retrage, probabil, după principiul din capitolul 5. În acest timp, cel prudent tace, dar se întoarce nu înainte de a-l anunța pe Amazia de o pedeapsă pe care Dumnezeu o poate pregăti și o pedeapsă unică în tot Vechiul Testament și în toată Biblia. Și spune Amos, iată, spune Amos lui Amazia, iată vin zile, oracolul Domnului Dumnezeu, și voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine și nici sete de apă, ci de ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu. Vor rătăci de la mare la mare și de la nord la est. Vor cutreiera să caute cuvântul Domnului, dar nu-l voi găsi. Revenind la întrebarea de la începutul acestor cuvinte, de ce această traducere, știm că credincioșii noștri au alergat, am putea spune cu profetul Amos, de la mare la mare în căutarea cuvântului Domnului, cu o foame și o sete pe care numai Dumnezeu le cunoaște.
Într-un fel va rămâne un mare mister de ce au trebuit să aștepte așa de mult să-și potolească această foame și sete. Personal, faptul de a fi într-o oarecare măsură protagonist al acestei traduceri pe care astăzi o prezentăm, zic, îl iau ca un mare dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut. Ca om și ca preot, este o mare împlinire pentru mine să le pot oferi oamenilor, împreună cu Părintele Alois, cu care am avut harul să lucrez tot acești ani. Zic, este o mare onoare să putem oferi oamenilor, credincioșilor noștri, dar și celor de bunăvoință, cuvântul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului că mi-a făcut acest dar. În ciuda greutăților care au fost, nu puține, și în ciuda acelora care nu au ezitat să spună mai direct sau mai pe la spate, numai profeții, căci aici este sanctuarul regelui și casa regatului, totuși, cuvântul lui Dumnezeu a biruit și sunt sigur că va birui surditatea oamenilor și împietrirea inimilor, așa cum se exprimă psalmistul. Mă consolează ideea că Domnul știe ce și cât a fost pus la această traducere. Aventura complexă a traducerii Bibliei a fost o frumoasă și profundă experiență de credință, îmbinată cu multă omenitate, cu luminile și umbrele tipice omenității. Dar peste toate, trecând peste toate, astăzi strălucește această Biblie pe care vă prezentăm. Dincolo de orice retorică, această Sfântă Scriptură, pentru mine, este o dovadă clară a faptului că Dumnezeu există și este o mare minune și mai mare că noi preoții avem onoarea să o putem dărui oamenilor. Închei spunând că așa cum despre numele Amos nu se mai pomenește altundeva în Scriptură și, ca să fiu onest, se mai vorbește undeva în textul scurt din Tobia, atât citându-se apoi în Faptele Apostolilor o singură frază, așa nu este important să se pomenească de numele meu. E important că rămâne cuvântul Domnului, așa cum a rămas și profeția lui Amos, între altele primul profet scriitor. Pot să vă asigur, pe de altă parte, că atâta timp cât Dumnezeu mă va îndura pe acest pământ, voi oferi tot ceea ce sunt și pot pentru că acest minunat dar, care este cuvântul Domnului, să poată ajunge în sanctuarele oamenilor, cum spune Lumen Gentium, pentru ca să le transforme în Bet-El, sau ca să nu fac gafe astăzi în fața profesorilor mei, în Bate-El, dacă vorbim de plural. Sper doar ca să mi se dea posibilitatea să o fac cu discreție, după exemplul lui Amos, care după experiențele de la Betel, s-a întors la sicomori și la oile sale. Dumnezeu vorbește, cine nu va profeți? Eu sunt ferm convins că nu doar de utilitatea cuvântului Domnului, ci mai ales de caracterul său indispensabil. Cuvântul Domnului descoperă omului gândul său, fie că este vorba de gândul Domnului, și aici citez 1 Corinteni 2:12, fie că este vorba de gândul omului, același capitol 2. Mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi putem să experimentăm încă o dată că cuvântul său ne mântuiește. In verbo tuo salvi. Mulțumesc tuturor! Să spun, mie nu-mi vine să cred și de asta nici n-am ce să vă spun. Nu vreau să vă prezint nicio temă. Vreau doar atât să vă spun cum a fost. La începutul începutului a fost preasfințitul Petru Gherghel și cu înalt preasfințitul împreună cu un alt preasfințitul Rou. Era într-o zi friguroasă, teribil de friguroasă din noiembrie. Eu eram vicar la Bacău și ei au trecut pe acolo. Eu întârziasem pentru că eram plecat să aduc de la reparat o mașină de scris. Când am venit, înainte de a mă așeza la masă, am spus, hai să discutăm ceva. Și ne-am retras undeva în secret, pentru ca să vină cu propunerea aceasta. Era simplu, trebuia să plecăm un grup de preoți, era Părintele Burcă Dumitru, Dumnezeu să-L odihnească,
care nici nu cred că au aflat de proiectul acesta, pentru că imediat au murit în zilele următoare, de părintele Budou Anton, iarăși Dumnezeu să-l odihnească, și de minipii care m-au răbdat până acum. Trebuia să mergem să învățăm limba ebraică, limba greacă și într-un an să ne întoarcem și să ne apucăm de tradus Sfânta Scriptură. Și așa am plecat, în timpuri diferite și pe căi diferite, pentru ca să nu se știe, nu aveam niciun act, niciun document l-aveam la noi, pentru că nu trebuia să dăm de bănuit. Și am ajuns la Roma și l-am găsit pe părintele Tamaș acolo, care ne-a luat și ne-a purtat prin tot orașul pentru ca să ne găsească un loc unde să stăm și pentru ca să realizăm proiectul hotărât de acasă. Cu sfinția sa am mers la Institutul Biblic și acolo am spus că noi vrem să învățăm ebraică și greacă ca să traducem Biblia. Secretarul de pe vremea aceea, părintele Svetnam, James, mi-a spus că dacă vreți să învățați ebraică și greacă, mergeți în altă parte, că o faceți mai bine. Dar dacă vreți să traduceți Sfânta Scriptură, atunci trebuie să faceți măcar o parte din studiile biblice. Ținând legătura cu superiorii, am reușit să facem acolo licența la Institutul Biblic. În fiecare zi cu părintele Budou Anton, la școală, de câteva ori pe săptămână împreună cu el la librărie, pentru ca să vedem tot ce este în domeniul biblic, tot ce apare, tot ce ne interesează în vederea traducerii. Eu luam un comentariu, el lua un comentariu. Eu luam un dicționar, el lua o concordanță, în așa fel ca cu ceea ce aveam ca studenți, să putem să ne pregătim materialele pentru lucrarea următoare. Ne-am întors acasă și ne-am apucat de lucru. A fost greu începutul pentru că nu știam exact cum se face. Dar am avut ocazia să-l am partener pe el, un om de o răbdare fantastică, care mă aștepta în fiecare zi cu cărțile întinse pe masă pentru ca să reluăm lucrarea. Și am lucrat așa până când s-a încheiat Noul Testament. Și apoi el a dispărut, fără niciun preaviz. De multe ori l-am invidiat pentru faptul că nu mai avea nevoie de dicționar pentru ca să vorbească cu Domnul. A lăsat un gol imens și aproape că era să părăsesc lucrarea aceasta, dar a intervenit părintele Răchiteanu Iosif, care cu încăpățânare m-a determinat ca să duc la publicare Noul Testament pe care îl realizasem. Apoi a insistat să termin și traducerea psalmilor pe care am început cu părintele Budou. Și apoi a venit părintele Antil Iosif, cu care am început Vechiul Testament. O turnură complet nouă a luat lucrarea aceasta atunci când a venit părintele Eduard Patrașcu, despre munca căruia nu vreau să vorbesc, pentru că a subliniat el înainte. Aș vrea doar atât să spun că mă rog ca Bunul Dumnezeu să-i dea mereu aceeași capacitate de muncă și aceeași determinare în împlinirea obiectivelor pe care le-a fixat la Departamentul de Cercetare Biblică. Oricum, important este că astăzi avem traducerea încheiată. Vreau să subliniez doar câteva aspecte la această traducere. Înainte de toate, ea vine în întâmpinarea dorinței și a rugăciunilor credincioșilor. Cum spunea părintele, era aproape obsesivă întrebarea când? Când e gata? Când avem? Și acum suntem bucuroși să putem spune că e gata, că avem o traducere. E o traducere pentru că limba este în continuu evoluție și cu siguranță că vor veni altele și vor veni corecturi la ceea ce am făcut noi. Dar important este că acum avem o traducere. Mai vreau să subliniez încă un lucru.
într-o cântare care mie mi-a însorit întotdeauna inima când am auzit-o, Ave Maria, Maica chemării mele sfinte. Este o metaforă, acolo la un moment dat, o metaforă care spune așa, în taina litaniilor, acolo spune în taina litaniilor de seară. Dar vreau să spun că această traducere s-a născut într-adevăr în taina litaniilor, în murmurul rugăciunilor seminariștilor care s-au ridicat neîncetat în capela Institutului, în acordurile cântărilor pioase care se răsfrângeau din tavanul căpelii și se împrăștiau multicolor prin vitralii peste toată casa. Și mai vreau să subliniez un lucru, că multe dintre alegerile noastre, multe concepte, mulți termeni s-au format, s-au șlefuit, s-au cristalizat în această casă binecuvântată, în care suntem în jur de 20 de preoți, fiecare specialist în domeniul lui. Și că în felul acesta am avut posibilitatea să ne confruntăm. Unele alegeri le-am făcut după dezbateri precise, directe, altele doar din ascultarea discursurilor aluzivi la o temă sau la alta. Și că îi mulțumim Bunului Dumnezeu că în acest context a luat loc, a sagestat și s-a născut această traducere pe care o dorim ca să vină în întâmpinarea credincioșilor. Îmi vine în minte o întâmplare pe care o relatează Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, în capitolele 3 și 4. Petru și Paul întâlnesc un olog din naștere la poarta cea frumoasă. Aștepta pomană, aștepta un bănuț, dar ei n-aveau bani și i-au dat cu totul altceva, i-au dat numele lui Iisus și i-au spus în numele lui Iisus, ridică-te și umblă, pentru că noi aur și argint nu avem. Și s-a întâmplat minunea, o minune care a pus în mișcare toată cetatea. Mulți s-au venit să-i asculte pe Petru și pe Ioan și unii dintre ei s-au convertit. S-au trezit și autoritățile care n-au știut cum să riposteze, au vrut să-i pedepsească, nu găseau motiv, le era frică de popor pentru că era clar că s-a săvârșit o minune prin oamenii acestea și atunci le-au interzis ca să mai vorbească în numele acesta. Iar Petru răspunde, spuneți voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai degrabă de voi sau de Dumnezeu, pentru că noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Și când au venit la ei lor, adică la credincioși, au interpretat faptul și au dat seama că se împlinește în viața lor o profeție. Au găsit în Psalmul 2, primele două versete de acolo, o situație profețită de Duhul Sfânt prin gura profetului David, că adică s-au întărătat neamurile, popoarele au făcut planuri de șarte, toți conducătorii s-au ridicat împotriva unsului lui Dumnezeu. Asta era situația. S-au ridicat popoarele păgânii, adică Pilat din Pont, și cu conducătorii noștri, adică Irod, împotriva unsului lui Dumnezeu, a lui Iisus. Și atunci și-au ridicat rugăciunea lor către Dumnezeu și au spus în felul următor, Stăpâne, Tu care ai creat cerul, pământul și marea și toate câte sunt în ele, trec la ultima parte a rugăciunii, nu s-au rugat împotriva dușmanilor, nu s-au rugat să ia perii de dușmani, ci rugăciunea lor a fost aceasta, învrednicește-i pe slujitorii tăi ca să vestească cu îndrăzneală cuvântul tău. Și bucuria mea și a noastră cea mai mare
ar fi ca cei care citesc această traducere să vestească cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca lumea de astăzi să audă, auzind să înțeleagă, înțelegând să creadă și crezând să aibă viață. Părintele Alois Bulai, traducătorul, unul dintre cei doi traducători ai acestei traduceri, acestei Biblii în limba română. Ceea ce s-ar putea face pentru Părintele Alois, nu cred că noi suntem în stare să o facem vreodată. Am spus, pentru mine a fost un har și îl iau teologic vorbind, să lucrez cu dânsul. E greu de spus. Cred, sper să rămână, să pricep ceva când... Mai, nu chiar acum recent, dar când o să ajungem sus, să pricepem unele lucruri. Voiam să, după ce ați avut posibilitatea să ascultați atâtea cuvinte, vreau să dau, posibilitatea și dumneavoastră, dacă aveți vreo întrebare, vreo remarcă, urmând ca apoi să intervină domnul profesor Eugen Munteanu, director al Institutului Filologic de Filologie Română Filipide, la Academiei Române, director al Centrului Cultural de Studii Biblico-Filologice al Universității Alexandru Ioan Cuza și președintele Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România. Știm cu toții apotul pe care dânsul îl aduce în continuare cercetării biblice. Dar înainte de a interveni dânsul, cu permisiunea dumnealui, dacă sunt remarci, întrebări, vă stăm la dispoziție. Părintele Emil. Am avut harul de a fi alături de Părintele Alois și Părintele Budău din 1986 și până în prezent să-mi exprim mulțumirea lui Dumnezeu și față de ei pentru ceea ce au reprezentat pentru mine, faptul că locuiesc lângă Părintele Alois și știu cum muncește, cum doarme sau cum nu doarme, cum suferă. Îl asigurăm de toată stima și prețuirea noastră. Părintele Budău îl purtăm în inimă, Părintele Iosif Răchiteanu, la fel îl cunoaștem, Antili și mai ales Eduard Patrașcu de atâția ani. Suntem împreună și m-a emoționat faptul că această traducere s-a născut în taina rugăciunilor, a cântărilor, a vieții de credință care i-a susținut mereu. Felicitări din inimă și Dumnezeu să vă ajute în continuare. A fost Părintele Emil Dumea, profesor de istorie a bisericii. Sigur, continuăm să aducem mulțumiri lui Dumnezeu, Părintelui și întregului colectiv. Vă invit de seară la Sfânta Liturghie, pentru că acolo vrem să includem în celebrarea Sfintei Liturghii un asemenea act de mulțumire și recunoștință și de prețuire. Va fi o liturghie specială pentru prețuirea cuvântului lui Dumnezeu și în lumina apostolilor, pentru că se deschide și celebrarea Sfinților Apostoli Petru și Paul, cei care sunt corifeii credinței noastre.
Eu am să spun atunci ce ai de spus. Acum îl avem aici pe Preasfințitul Zbigniew, arhiepiscop, mitropolit de Riga, și sunt însul vrea și el să spună ceva. Si lei a qualcosa da dire sulla parola di Dio, su questa atmosfera, su questo interesse comune, quello che vuole, se ha adesso un'occasione di dire e ringraziamo perché tutti questi hanno detto qualcosa a noi, lui essendo uno che è per la prima volta nel nostro istituto, nella nostra diocesi e ha goduto moltissimo di questo momento. Vuol dire qualche parola. Le dirà queste parole in lingua italiana e tutti capiranno, no? L'invito per episcopo di Riga per a trasmettere un messaggio având bucuria de a participa la acest eveniment deosebit. Mulțumesc. Cordialmente della chiesa in Lettonia. Vă salut cu cordial din partea bisericii din Letonia. 60 sacerdoti. Avem 160 de preoți. Am fost impresionat ieri. Biserica Catolică din Chișinău, Republica Moldova. Este o realitate eclezială mică, dar foarte bine organizată. Astăzi am o altă mare bucurie să văd această operă pe care ați realizat-o. Trebuie să spun că la noi încă nu a fost făcută o astfel de traducere. Anul trecut a fost tipărită în Letonia o traducere ecumenică. Au fost tipărite inclusiv cărțile deuterocanonice și cărțile canonice pe care le folosesc ortodoxi. Diciamo il testo originale e qui complimenti per questa presentazione. Vreau să transmit și eu felicitări. Felicitări acestor conferințe pe care le-am ascultat în această dimineață, că este destul de greu să ajungem la textul original. Capire all'uomo di oggi questa parola, perché sì, la lingua si sviluppa è da esprimere nel modo il più adeguato alla mentalità e al linguaggio dell'uomo di oggi. Rolul traducerii este o provocare, într-adevăr, să aduci în limbajul omului de astăzi ceea ce exprimă cuvântul lui Dumnezeu în original. Che hanno quello spirito di saggezza e l'amore della parola, perché solo in questo modo questa parola può. Traducătorii sigur că trebuie să fie plini de înțelepciune și de credință pentru tocmai pentru a putea să poarte în prezent cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, pentru aceasta este necesar o întreagă garderobă de ma questa parola è qui abbiamo sentito e non solo da îmbrăcăminte pentru a îmbrăca acest cuvânt al lui Dumnezeu încât să fie provocator, să provoace pe omul de astăzi. E qui vorrei, vescovo mi perdona, che vorrei approfittare la possibilità e dire che aș vrea să cer iertare Preasfințitului, vreau să spun un lucru. Astăzi am ajuns pentru prima dată în România, chiar dacă eu cunosc puțin România, am studiat împreună cu actualul părinte rector, părintele Benone, văd că aveți o biserică bogată în vocații
și bogată în credință și că în inima mea este o mare dorință. Caut doi prieteni, prieteni preoți, care doresc să meargă în Letonia și să predice acest cuvânt, acest cuvânt care a fost tradus în limba română, dar nu în românește, ci în, în letonă. Già due sacerdoti che sono arrivati due anni fa, uno slovaco e un polacco, in due mesi hanno iniziato a parlare lettone. Avem în dieceză un polonez și un slovac care după două luni au început să vorbească letonă. Acum l-am numit paroc pe unul dintre ei și un altul l-am numit capelan al unicului gimnaziu catolic. Vreau să spun că se învață foarte ușor limba letonă. Este chiar o cerere pe care o adresez preasfințitului. Avem nevoie de predicatori ai Evangheliei și această rugăminte o adresez și institutelor călugărești și chiar surorilor. Am înțeles. Excelența Sava avea încă astăzi un moment de întâlnire a studenților la orele 4, dacă nu mă înșel, părinte rector. Sigur, și atunci va mai spune mai multe. Deocamdată îi mulțumim frumos, ringrațiam-vă per queste parole e praticamente per l'appello di non lasciare questa Bibbia qui. A fost puțin mai înainte preasfințitul Zbigniew Stankiewicz, arhiepiscop mitropolit de Riga, Letonia. Acum vorbește preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iași. Anche con i laici ci siamo ancora nell'anno della fede e della richiesta della Chiesa di avere una nuova evangelizzazione. Grazie, mulțumim frumos. Acum dăm mai departe, cine mai are de spus ceva, poftiți. Îl invit pe domnul profesor Sus să ia cuvântul, mă rog. Îl cunoaștem toți, salut și soția dânsului, văd aici doamna profesor Universitatea Lucia Gabriela, cred că am zis bine. Știu că și dânsa este implicată în acest proiect. Mulțumesc tare mult, domn profesor, că sunteți aici și pentru ceea ce faceți în slujba Sfintei Scripturi. Înalt preasfințite părinte Gherghel, excelențele voastre, stimați colegi, doamnelor și domnilor, mai întâi vreau să mulțumesc și să-mi cer și scuze în același timp. Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest moment foarte important și scuze că, datorită presiunii, stresului zilnic în care trăim, nu am avut timp să-mi fac un text scris în semn de respect pentru domniile voastre. Vreau să menționez că am primit și le mulțumesc celor doi colegi, pe părintele Bulai și pe părintele Eduard Pătrașcu, îndrăznesc să-i numesc colegii ai mei pe terenul acesta fascinant al studiului și culturii Sfintei Scripturi. Le mulțumesc pentru o invitație pe care mi-au adresat-o în scris în urmă câteva săptămâni și le comunic faptul că Dumnezeu a vrut neapărat să fiu aici, făcând ca ieri să mă întâlnesc cu părintele episcop, care mi-a adus aminte și atunci mi-am dat seama că trebuie neapărat să vin aici. Altfel, aș fi uitat. Vă mărturisesc că aș fi uitat. Și ar fi fost păcat să lipsesc de la acest eveniment. Pentru mine, ca laic și ca profesor, ca om de știință, acest eveniment are o importanță întâi și întâi culturală. El are o importanță deosebită și confesională pentru comunitatea dumneavoastră, pentru puternica comunitate romano-catolică de pe versantul de răsărit al Carpaților.
pentru această dinamică și plină de har, dar în același timp și plină de energie, comunitate catolică pe care eu admir și o respect. Se vede aici că sunteți între dumneavoastră, ca să zicem așa. Eu sunt, împreună cu alți câțiva colegi, veniți din lumea largă, din afara acestei comunități și în această calitate aș vrea să subliniez câte ceva despre ceea ce eu consider că ar fi semnificația culturală excepțională a acestui eveniment. Desigur că, domniile voastre, știți mult mai bine decât mine că cuvântul Domnului este inspirat și el este dăruit tuturor de la începuturi. Dar toți știm în același timp că acest cuvânt ni se adresează întotdeauna în limbi omenești. Caracterul sacru inspirat este situat deasupra tuturor limbilor. Dar noi, oamenii, în neputința noastră, în puținele noastre puteri, nu putem înțelege cuvântul Domnului decât într-o limbă istorică dată. Aceste limbi istorice date sunt numeroase și cuvântul Domnului este același în orice limbă, și în ebraică și, dacă îmi permiteți o licență, eventual în limba romanii. Cuvântul Domnului rămâne același. Dar el se exprimă de fiecare dată în limbi multiple. De ce a vrut Dumnezeu așa, este o taină pe care teologii știu să o explice mai mult decât mine. După mine, ca filolog, ca om de știință, cuvântul Domnului trebuie să fie același și în ebraică, și în română, și în swahili, și în latină, și în greacă. Din punct de vedere istoric, Sfânta Scriptură creează tradiții locale. Noi, filologii, vorbim de tradiția biblică românească, tradiția biblică textuală românească, pe care nu o scriem cu T mare, cu majusculă. Nu este vorba de tradiția, de tradiția în sensul teologic, în sensul dogmatic. E vorba de o tradiție mai mică, dar totuși o tradiție. O tradiție care se concretizează în texte, deoarece, s-a spus de două ori până acum, orice limbă evoluează și noi, oamenii, trebuie să ne adaptăm la această evoluție pentru a înțelege în fond cuvântul Domnului. Și atunci, spunem, această tradiție a noastră românească biblică, iată, se îmbogățește cu o nouă piesă foarte importantă. Trebuie să reamintesc multora dintre dumneavoastră și eventual oaspeților străini să le aduc la cunoștință că s-a întâmplat, Providența a vrut ca limba română să fie cea dintâi dintre limbile unei confesiuni majoritar ortodoxe care a avut Sfânta Scriptură în limba vernaculară. Cu alte cuvinte, tradiția biblică românească este veche de aproape 400 de ani. Dacă ignorăm psaltirile, evangheliarele, apostolii, deci fragmentele traduse încă din secolul al XVI-lea, Noul Testament a fost integral tradus și publicat și tipărit în românește deja la 1688. 48, pardon, pentru ca 40 de ani mai târziu, și anume la 1688, întreaga Sfântă Scriptură să fie tradus în românești. De atunci încolo au mai urmat cel puțin 19 versiuni, mult mai multe, dar cel puțin 19 cumva de sine stătătoare. Opera părinților și prietenilor noștri ar fi a 20-a. Sigur, sunt mult mai numeroase versiune, dar după numărătoarea noastră filologică, diferențele textuale ne îndreptățesc să vorbim de această cifră care este mai mult sau mai puțin convențional. Prin urmare, aceasta ar fi, după mine, semnificația culturală a acestui moment. Avem o nouă versiune confesională a Bibliei. Eu sunt de părere că, din punct de vedere cultural, o cultură majoră, o cultură modernă majoră, ar trebui să aibă în limba ei, în limba respectivă, versiuni ale celor trei
prototipuri ale Sfintei Scripturi. Le spunem așa pentru că, deși sunt și ele versiuni într-o limbă istorică, totuși, prin importanța istorică pe care o au, sunt mai importante. Și anume, e vorba de textul ebraic, masoretic, pentru Vechiul Testament, de textul Septuagintei și de textul Vulgatei. Când o să examinăm cu atenție această traducere propusă de colegii noștri, de Părintele Bulai și Părintele Pătrașu, o să constatăm, deja am aflat câte ceva, că nu este o traducere a Vulgatei, ci este o traducere confesională făcută după limbile originale, adică după ebraică, Vechiul Testament, și după greacă, Noul Testament. Cu umilele noastre puteri și cu instrumentele filologice pe care le posedăm, vom constata și ne vom răspunde la întrebări precum cât de aproape au fost de text, ce intervenții, ce opțiuni de traducere au avut în cele câteva zeci de pasaje importante din punct de vedere confesional, pentru că trebuie să fac o paranteză, Biblia este aceeași pentru toată lumea, textul este același, numai că se știe, pe lângă faptul că este un text, Sfânta Scriptură este și un imens context, fiind în fond marele cod, ca să citez pe un cunoscut exeget, Northrop Frye. Acest context reprezintă ceea ce comunitățile istorice sau confesionale aduc ca fiind al lor în contact cu adevărul etern al Sfintei Scripturii. Deci, există un adevăr etern și unic al Sfintei Scripturii, după părerea mea, dar există adevăruri parțiale, care sunt istorice, repet, și pe care, cu instrumentele științei, care sunt, poate, imperfecte, nu atât de sigure ca cele ale credinței, cu instrumentele științei, le putem aborda. Deci, în viitor vom încerca să ne punem întrebări și să vedem în ce măsură și vom evalua, firește, fiindcă menirea unui filolog, întâi și întâi, este cea critică. Și îi asigur pe colegii noștri, cu toată admirația pe care le-o exprim, că nu vom fi îngăduitori dacă vom constata erori. Și erare humanum est. Ajungând la acest punct, fiindcă nu vreau să vă rețin foarte mult, deși aș putea să o fac foarte ușor, fiindcă se știe, intelectualul e greu de pornit să vorbească, de oprit e ușor de pornit să vorbească, de oprit este mult mai greu. Prin urmare, aș îndrăzni să le propun Preasfințitului Părinte Gergel și colegilor noștri să încercăm în toamnă, eventual când revin studenții, și un fel de dezbatere, de prezentare într-un cadru universitar, laic, a acestui important eveniment. Adică, după părerea mea, el nu merită să rămână numai în cadrul acesta confesional. Aș mai fi vrut să spun câte ceva despre preocupările noastre propriu-zise. Eu conduc la universitate un centru de studii biblice finanțat de universitate, al cărui scop este editarea Bibliei de la București într-un complex editorial filologic, științific, foarte vast. De aceea mi-am permis să aduc cadou două din ultimele noastre volume, cel dedicate cărții Iov și cel dedicat unei cărți apocrife, dar foarte importante din punct de vedere cultural, Cartea a patra a Macabeilor, aparițiile recente. De asemenea, revista noastră Biblicum Iasiense, care se află al patrulea număr, dar n-am găsit decât două disponibile, și alte două volume pe care le ofer bibliotecii Institutului sau bibliotecii Centrului de Studii Biblice, cu toată dragostea. De asemenea, aș propune atât tânărului și atât de energeticului, ca să zic așa, coleg Pătrașcu, o colaborare poate chiar și instituțională mai strânsă. Sigur, el ne-a făcut onoarea să vină la ultimul coloviu de acum două luni. Alți colegi ai domniei sale, de asemenea, în Părintele Tărcăoanu, Părintele Tarciziu, dar poate că am găsit niște soluții de colaborare chiar mai consistentă.
Eu mă opresc aici încă o dată rugându-mă pentru iertare că m-am lungit. Vă felicit încă o dată și vă asigur de întreaga noastră prețuire pentru enormul efort pe care l-ați depus. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului profesor pentru cuvintele frumoase pe care ne-a adresat și din partea departamentului vă asigur de colaborări și de altă natură. Sigur, nu am avut posibilitate în acești ani să ne direcționăm și în această privință, întrucât eram concentrați cât privește traducerea. Dacă mai este vreo intervenție, altfel aș vrea să trec la partea finală. Este o... Rivolgo la domanda in italiano perché sono tanti che possono rispondere. Quindi adesso trebare che traduca in lingua italiana. In românește apare la ascultă Israele, apare la condițional, da? Să-l iubești pe Domnul, dar în italiană apare la viitor. Dacă poate cineva să-mi spună. De asta voiam să spun în italian. Don Marco, hai parlato tu dello schema, diceva che in rumeno è una forma di congiuntivo con valenza imperativa, ma in italiano ricorre in al futuro. Chiedeva se puoi spiegare perché. In ciò che mi privește posso spun că forma verbală acolo permite ambele variante. Acum fiecare traducere își adaptează sau își are responsabilitatea unei alegeri. După părerea mea, forma de viitor este mai puțin tare decât cea de conjunctiv sau de, cu valoare imperativă. Fapt pentru care el a subliniat că nu este opțional să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Adică la viitor vei asculta dacă vei voi, nu. Cuvântul lui Dumnezeu este obligatoriu să fie ascultat de cel care dorește să simtă bucuria acelui cuvânt care arde și mai ales să se simtă împlinit ca om. Eu ho risposto, ho dato la mia risposta, sì. Sottoscrivi, grazie. Sunt de acord cu răspunsul pe care l-a dat. Bine, cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să trec la momentul final unde mi-am pregătit câteva mulțumiri pe care vreau să le aduc dincolo de acum banalul mulțumesc adresat și evidentul mulțumesc adresat episcopilor tuturor, nu îi numesc pe fiecare în parte pentru că să nu mă lungesc, inutil să spun încă o dată mulțumirea pentru Părintele Bulai și cei Părintele Anton, Părintele Răchiteanu, îl văd aici și mă bucur că este. Voiam ca un prim cuvânt de mulțumire să-l adresez acelor multe persoane și în general simple care s-au rugat, mai ales în ultimii 5 ani. Știu bătrâne de la Horlești, știu de la Răducăneni, bolnavi, știu de la Sfânta Tereza și din alte părți, bineînțeles, de la Faraoani și de la Sagna, care s-au rugat expre pentru acest proiect, știu. Vreau să mulțumesc acestor credincioși, mulțumesc prietenilor, binefăcătorilor și apoi fraților de sânge și fraților prin alianță. Vorbesc de frații prin alianță, sunt frații Părintele Anton Farcaș, care după moartea lui mi-au rămas foarte, foarte apropiați. Sunt o parte dintre ei în spate și am făcut o surpriză enormă să fie aici. Bineînțeles, un cuvânt aproape incomplet de mulțumire adresat seminarului Părintelui Rector Benone pentru tot ce înseamnă momentul de față. Au lucrat extrem de mult pentru ca să fie și Părintelui Vicerector, era să uit unde este, nu cred că îl văd, că probabil că e la treabă. Foarte, foarte apropiați, unde e?
Sfântului vicerector, care a fost, mi-a fost foarte, foarte apropiat, mai ales în ultima perioadă, dar nu numai. Tuturor preoților din seminar, cum spunea și Părintele, pentru toate sugestiile și pentru toate contrastele, cât privește traducerea. Vreau să mulțumesc surorilor, seminariștilor, tuturor și fiecăruia în parte. Apropo de seminariști, aș vrea să-i chem în față pe 6 dintre ei, fără de care, de la Paște încoace, n-am fi reușit nici dacă lucram 48 de ore din 24, ca să ajungem la momentul de astăzi. În primul rând, mulțumesc celor 4 care au lucrat de la Paște încoace la împaginare. Este vorba în primul rând lui Petru Ciobanu, din Diceza de Chișinău, un om extraordinar. Te rog frumos să vii, fiecăruia am pregătit un volum magial. Apoi lui Ștefan Tamaș, un om extraordinar, după părerea mea, un demn urmaș al Pântului Bulai din toate punctele de vedere. Eu nu pot să fiu considerat așa. Apoi este Laurențiu Turbuc. Nu știu ce să spun, pentru mine o mare promisiune pentru dieceză. Tot timpul îi greșesc numele, cred că e Andrei Gergel, măcar acum dacă am nimerit numele, tot timpul zic Claudiu Gergel. Le cer să rămân aici pentru că mai sunt încă doi părinți, unul deja a fost sfințit preot, doi părinți diaconi care pentru ultimele corecturi am fost dat peste cap de capacitatea de muncă. Nu credeam că o să reușească să stea la ritmul pe care îl impun. Părintele Adrian Ileni, părintele diacon, îl rog să coboare. Niște biblie. Și părintele Marian Șchiopu, care nu este, a fost sfințit preot acum câteva zile, cărora le mulțumesc, este și părintele diacon Tiberiu, care a intervenit, voi găsi, te rog să vii, care a intervenit. Un cuvânt de mulțumire vreau să-l aduc celorlalți preoți, părintele Iulian Fărăoanu, care cu foarte multă răbdare și competență a făcut corecturi și de 2 și de 3 ori și cu foarte multe sugestii utile. Te rog să vii pentru că să te vadă lumea. Un cuvânt de mulțumire acum vreau să-l adresez celui care s-a ocupat de partea de filologie a limbii române, lui Edi Chițac. Am fost și colegi împreună la seminar când făceam liceul și vreau să-i mulțumesc și soției dânsului, Iuliana, care a avut o răbdare incredibilă de la Paște încoace și o capacitate de a suporta faptul că a fost absent, au și un copil mic, între altele. Vă rog să veniți amândoi pentru că, într-adevăr, competență incredibilă. Și mulțumesc foarte mult! Îi pomenesc și le mulțumesc și părintelui, din nou, părintelui Iosif Antile, părintelui Răchiteanu,
și părintelui Mihai Pătrașcu, care o să vedeți jos la, în expoziția, are și el partea de corecturi, dar mai ales pentru răbdarea pe care a avut-o și pentru toate traducerile care au fost făcute astăzi, inclusiv astăzi la radio, este în cabină. Avem ocazia să... Îi mulțumim și noi, părintelui, pentru susținerea traducerii. Deși nu este astăzi aici și, într-un fel, este sugestiv, pentru că a făcut-o mereu la fel, un gest de recunoștință, nu știu cum să-l pronunț, părintele Lucian Farcaș, nu este acasă, plecat, avea deja programul stabilit, care, într-o manieră extrem de discretă, dar în același timp foarte concretă, s-a implicat în toată această traducere. Părintele poate să spună că primele cuvinte care s-au scris din această traducere au fost scrise cu ajutorul calculatorului și apoi imprimate cu imprimanta pe care Părintele Lucian a trimis-o prin anii 90. Și nu se știa. Sunt și alte gesturi pe care le-a făcut în ultima perioadă despre care nu vrea să vorbim. Un om extraordinar care s-a implicat într-o formă discretă și, repet, concretă. Mulțumesc și dânsului. Am lăsat pe final mulțumirea pe care o adresez Părintelui Ștefan Lupu, în parteneriat cu care am reușit să scoatem și să publicăm această Biblie. Îl rog să ia cuvântul, pentru că are un rol deosebit în această... Mulțumesc părintelui Edi că mi oferă această posibilitate, deși am zis că nu vreau să vorbesc. Bucuria inimii mele, dar și bucuria inimii dumneavoastră, cred că este mare și nu este nevoie să mai spunem multe cuvinte. Mă simt bucuros și vreau să îi felicit pentru efortul pe care l-au depus în traducerea acestei Biblii. Noi ceilalți, îmi imaginez rolul meu și al celorlalți care au colaborat la publicarea acestei Biblii, așa ca un fel de schelă. Ca să poți să ridici o clădire frumoasă, trebuie să faci o schelă bună. Dar după ce se termină construcția, schela se dă deoparte și rămâne clădirea. De aceea își dori ca în mijloc să rămână cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt să-l putem distribui în toată țara. Mulțumesc! Și sunt chiar ultimele cuvinte pe care vreau să le pronunț. Astăzi este o zi specială, dincolo de acest moment academic. Este ziua Preasfințitului Petru și am pregătit pentru Preasfințitul Petru și este și ajunul împlinirii a 30 de ani de preoție ai Părintelui Alois. Am pregătit o ediție restrânsă de lux acestei traduceri pe care vreau să o mânez Preasfințitului Petru, Preasfințitului Aurel, Preasfințitului Robus, Preasfințitului Cornel, pentru tot ceea ce a însemnat implicarea lor în această traducere. La mulți ani, Preasfințite, la mulți ani, Părinte, pentru cei... Este copertă cu dedicație, deci special făcută pentru dâns și mulțumesc încă o dată părintelui Ștefan Lupu pentru susținere. Asta pentru părintele. În acest moment, Părintele Edi Pătrașcu oferă aceste Biblii speciale pentru susținătorii, cei care l-au susținut, care a susținut echipa de traducere. Și peste câteva minute, transmisiunea din
Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași se va încheia, așa că vă amintesc și în această seară ne întâlnim în transmisiune directă din dieceza de Iași, din Iași, de la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină. Acolo va avea loc o sfântă liturghie solemnă. Mulțumesc tuturor pentru prezență și dacă îmi pot permite, continuați să vă rugați pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să poată intra în sanctuarele oamenilor. Dumnezeu să vă răsplătească pe toți pentru tot ceea ce faceți în slujba cuvântului lui Dumnezeu. Acum la 12 și jumătate, sau acum imediat mergem în capelă să-i aducem mulțumirea lui Dumnezeu cu o scurtă rugăciune. Iar noi vom aduce o rugăciune bunului Dumnezeu prin intermediul Radio Maria de seară, începând cu ora 18:30, când spuneam că în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași va avea loc Sfânta Liturghie Solemnă de mulțumire pentru acest dar al Sfintei Scripturi. Vor fi prezenți cei 5 episcopi care au fost și astăzi la eveniment în partea aceasta academică de la Institutul Teologic. Printre ei îi amintesc pe Preasfințitul Petru Gherghel, Preasfințitul Anton Coșa, Preasfințitul Cornel Damian, Preasfințitul Aurel Percă și o prezență, o surpriză din partea, iată, și a episcopului arhiepiscopului de Riga din Letonia, Zbigniew Stankevici, care, iată, este alături de noi zilele acestea și pentru hirotonirea preoților de mâine. Sunt Părintele Adrian Blăjuță, vă mulțumesc pentru atenție și îi mulțumesc și Părintelui Mihai Pătrașcu pentru susținerea, pentru traducerea pe care a făcut-o textelor din limba italiană la conferințele prezentate în această dimineață de specialiștii din Italia. Ne reauzim astăzi, în această seară, la ora 18:30, când se va transmite Sfânta Liturghie Romano-Catolică din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Lăuda să fie Iisus Hristos!